Răzvan Lucescu antrenă weekendul în Grecia. Campionatul Greciei este precum campionatul Lesotho. Deci cu aia nu poți să vii la sfârșitul carierei, invitat la Brancu, să auzi o muzică de aia lăutărească în fundal, tu să zici că ai fost bun în Grecia. Nu există. E ca Bălănic, am văzut că a sărit să nu-i mai dea lecții. Nimeni, că el a antrenat 20 de ani în Occident. Unde ai antrenat, mă, 20 de ani? Farsărule. Da? Ai lăsat-o pe Monaco în zona retrogradării, că de-aia nu mai te cheamă nimeni în Franța, mă, boule. Da? Ce ai făcut tu? Ai avut cu Rennes, ai avut succes, aia ai tot. Cares, că ai antrenat în Belgia, e zero bara, ce ai câștigat în Belgia vreo Liga Campionilor. Unde ai fost antrenor, bă? După aia te-ai dus să-ți iei niște gologani. Când îi aud pe ăștia, bă, bate-te, bă, în Bundesliga, în Liga, în Premier League, în Serie A, 7-8 ani la rând, la echipele, atunci ești antrenor, bă. Să vii să spui ca Christophe Pélissier, proștilor, care are 15 ani de antrenor la Lorient, fără să retrogradeze cu echipa. Ăla e antrenor, bă, Vladislav Belu. Ce ai făcut, bă, tată? Da? Deci este ceva uluitor. El, ultima dată când a antrenat în Ligă, vă reamintesc că a fost dat afară, pentru că AS Monaco era pe locul 18 în campionat. Ăla e antrenor, bă. Și, bă, acum a venit cu gura mare. Noi n-am uitat, bă, luați. Ce antrenor ai fost. Păi te duci să iei gologan prin țările alea arabe. A, la bani nu zice nimeni că nu stai. La atunci așa spune. Băi, am câștigat la bani în anii ăștia. Aia da, nu te contestă nimeni. Șoricarule, eh? Dar n-ai antrenat pe nimeni, bă, ciocu mic. Da? Te l-a văzut cineva antrenând un Coventry. Da? Nici măcar la Criu Alexandra n-ai fost antrenor. Prin Division 4, sau pe unde să ia să zici că te băteai cu în lumânări cu aia prin campionatul de district. N-ai antrenat nicăieri, bă, stai liniștit.